Anul acesta se împlinesc 90 de ani de la înființarea protecției civile în România, dată la care regele Carol al II-lea semna în anul 1930 în altul decret regal, numărul 468, publicat la 23 martie 1933 în Monitorul Oficial al României. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, instituție formată prin unirea protecției civile și a pompierilor militari, în perioada 25 februarie 4 martie vor fi organizate activități informative-educative dedicate sărbătorii Săptămânii Protecției Civile, desfășurate sub sloganul Împreună mai pregătiți. Sâmbătă și duminică, 25-26 februarie, pompierii din cadrul Inspecției de Prevenire și Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Rezilianța Comunităților vor fi prezenți în zone cu afluență de persoane pe raza județului, respectiv târguri săptămânale din localitățile Broșteni, Cerneți, Cujmir, Pătulele, Strehaia și Vânjumare pentru a conștientiza cetățenii cu privire la respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, dar și a modului de comportare ce trebuie adoptat înainte, pe timpul și după producerea unui seism. De asemenea, între orele 10 și 16, în două centre comerciale din municipiul Drobeta, Turnul Severin, situate pe strada Constructorului și bulevardul Mihai Viteazu, vor fi amplasate puncte mobile de informare preventivă și expoziții cu o parte din tehnica și accesoriile de intervenție din dotarea inspectoratului. La acțiuni vor participa voluntari ISU și cei ai Crucii Roșii, dar și paramedii SMURT, care vor efectua acțiuni de măsurare a tensiunii arteriale. Totodată, duminică, pompierii militari vor fi prezenți în 5 lăcașuri de culde pe raza localităților Orșova, Șelința și Șimian pentru a se asigura că personalul cleric este pregătit să acționeze în cazul producerii unor situații de urgență și respectă măsurile de siguranță. O atenție deosebită se va acorda și modului de pregătire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență din cadrul unităților administrativ-teritoriale și Șești, Bâcle și Gârla Mare, unde vor avea loc exerciții demonstrative de stingere a incendiilor, dar și activități informative-educative. Luni și marți, 27-28 februarie, între orele 10 și 14, pe Esplanada Crișan vor fi amenajate standuri de prezentare a materialelor de informare preventivă, autospecialelor și accesorilor folosite de salvatori în îndeplinirea misiunilor. Celor prezenți le vor fi aduse la cunoștință regulile și măsurile ce trebuie adoptate pentru prevenirea situațiilor de urgență, fiind îndrumați și cum să acționeze în cazul în care acestea nu pot fi evitate. În data de 28 februarie, la sediul ISU Mehedinți va avea loc un ceremonial militar, în cadrul căruia va fi prezentată semnificația Zilei Protecției Civile în România și vor avea loc avansări în grad. De asemenea, în perioada 28 februarie 3 martie, toate subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți își vor deschide porțile pentru a desfășura activități specifice în cadrul programului Zilele Porților Deschise, dând posibilitatea celor interesați să cunoască misiunile structurilor profesioniste și tehnica de intervenție din dotarea pompierilor mehedințeni. Tot în această perioadă, pompierii vor fi în mijlocul elevilor din 11 unități de învățământ de pe raza localităților Drobeta, Turnul Severin, Orșova și Baia de Aramă pentru a atrage atenția asupra importanței respectării regulilor și măsurilor de siguranță în vederea evitării unor evenimente negative. Pe timpul activităților, paramedicii SMURT vor desfășura instruiri privind tehnicile de acordare a primului ajutor de bază fără echipamente medicale. Vă invităm să le fiți alături pentru a sărbători împreună Ziua Protecției Civile.